Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Subiectul trist de azi, statul român versus poporul român. Transilvania retrocedată pe bucăți. Catastrofa retrocedărilor către maghiari, care se petrece de ani de zile sub privirile nepăsătoare ale autorităților române, în ciuda tuturor strigătelor disperate ale societății, continuă. E o tendință dirijată ca românii să fie scoși din toate centrele mari ale Transilvaniei. Dacă s-ar întâmpla doar în Târgu Mureș, ați zice că e un accident. Dar se întâmplă în toate orașele Ardealului, se întâmplă la Cluj, unde 160 de imobile din centrul orașului au fost retrocedate maghiarilor, în Oradea, Arad, Timișoara, Sibiu. Aceea situație este și cu pădurile sau terenurile agricole transilvanene. Sunt restituiri către poștii grof maghiari sau către instituții, în majoritatea lor, ilegale sau abuzive. A patra generație de optanți. Lăsând deoparte faptul că în Ungaria, de exemplu, indiferent de ceea ce aveai de recuperat, s-a impus un plafon de despăgubire de aproximativ 200.000 de dolari și că românii nici măcar n-au apucat să primească ceea ce este al lor, peste 200.000 de proprietăți. Situația la noi a fost posibilă din cauza ignorării voite a unor înțelegeri și tratate internaționale în vigoare. Tratatul de la Trianon este unul dintre ele. Acolo se spunea clar că persoanele Imperiului pot opta pentru ce cetățenie doresc față de țările ce îl compuneau. Acestora li s-a spus optanți. În România, majoritatea optanților maghiari au ales cetățenia maghiară și statul român a avut mai multe procese pe această temă, inclusiv la Curtea de Arbitraj din Paris, unde a fost reprezentată de Titulescu, ajutat de alți doi avocați mari ai timpului. Ungaria a fost reprezentată de Contele Aponii. Din moment ce optanții alegeau cetățenia maghiară, ei își pierdeau proprietățile din țară, după cum era și firesc, cu condiția ca România să le plătească optanților maghiari despăgubiri pentru părțile expropriate. Deci, optanții care alegeau cetățenia maghiară renunțau la proprietățile lor din România și statul îi despăgubea. România era foarte bogată pe atunci și Brătianu, ca să fie sigur că acest conflict se va șterge, a spus că pe lângă sumele decise la Paris, România va da încă 10% ca răscumpărare maghiarilor. Pentru asta, România a plătit din 1927 și până în 1934 sume imense către acești optanți, echivalentul la 4,48 de tone de aur plus echivalentul a 87 de milioane de dolari ce trebuiau primiți de statul român ca despăgubiri de război și pe care România nu i-a luat, lăsându-i tot în contul plăților. Se plătea către un fond extern din Paris, Fondul Agrar, de unde banii erau distribuiți către optanții maghiari. Toate aceste pământuri și proprietăți au fost luate de statul român pentru a se face reforma agrară a lui Ferdinand, când toți săranii au primit pământ. Planul acesta a fost. S-a luat de la cei bogați contra unei sume și s-a redistribuit către săranii români. Deci, statul român a plătit deja ceea ce se retrocedează azi. Ceea ce s-a plătit atunci în baza unui tratat și a unui proces la Paris, astăzi vine a patra generație optanților și recuperează de la statul român ceva ce nu le mai aparține de drept. Unde sunt actele? La Tribunalul de Mare Instanță din Paris există aceste acte, dar nimeni niciodată nu a mers acolo să întoarcă măcar o filă. Și la noi, la Banca Națională, sunt o parte din aceste liste oficiale, dar funcționarii de acolo nu vor să dea acces. În aceste acte s-ar vedea exact cât a dat statul român și cine a beneficiat de plățile acelea. Așa s-a ajuns cu un caz de la Toplița, unde familia Urmanzi, cu o restituire dubioasă, la fel ca și familiile Banfi, El Teteo, Chemeni, Canucchi, Chendefi și alte familii ale foștilor grofi, care probabil se regăsesc pe lista optanților despăgubiți deja de statul român, dar care vin și cer din nou să li se retrocedeze suprafețe și averi imense. 18.000 de revendicări în județul Mureș. Trebuie precizat că samsarii care au transformat retrocedările în sursă de profit sunt de aici, din România. Mergeau și băteau la ușă în Austria sau Ungaria și spuneau: iată, aveți de recuperat o avere imensă în România, ne ocupăm noi contra cost. Se întorceau apoi în România, se înțelegeau cu un prefect spriciniți de putere și afacerea era foarte profitabilă. Deși statul român avea documente în arhive, nu le-au verificat. La noi în Mureș au fost 18.000 de revendicări ce trebuiau rezolvate rapid cu presiuni de sus de la oameni gen Hrebenciuc, Chioriu, Paltinu, Frunda și alții.
așa că la comisii s-au luat decizii greșite. În acest context politizat s-au întâmplat lucrurile. La Sovata un composesorat primește, în loc de 2 hectare, 2000 de hectare, doar prin falsificarea unei virgule. Prefectul a făcut plângere și parchetul lui Sighișoara a venit după 8 ani, spunând că s-a prescris cauza. E un complex de complicități împotriva statului român cu mize financiare enorme. A fost și multă ignoranță, nu doar corupție. Ar fi trebuit ca prin lege arhivele să furnizeze date pentru proprietăți. Dar asta nu s-a întâmplat și s-a ajuns la paradoxuri, precum cel de la Arcuș, unde a apărut un moștenitor din Africa. Nu știe ungurește, nu își cunoștea nici avocatul până să vină în România, dar el revendica o restituire de 11 milioane de euro. Asta în timp ce o nepoată a lui Augustin Maior, fost prefect prezent la Marea Unire, președinte al Astra și senator, nu a reușit să recupereze mai nimic din averea familiei pentru că acești samțari au intervenit împotrivă. Reîmproprietărirea criminalilor de război. Sunt foarte multe asemenea cazuri, unele dintre ele dramatice, cum este cel al satului Nadeș. Acolo s-a cerut nici mai mult, nici mai puțin decât retrocedarea întregului sat cu cimitir, cu pământul de sub biserică și cel de sub casele oamenilor, adică aproape 8.000 de hectare. Acea situație e acum în satul Idicel, pe care îl revendică în întregime familia Chemen. La Târnăveni s-a făcut o cerere de retrocedare în numele unui mort. Omul murise din 1982 și cineva a venit cu o procură că îl reprezintă. Alt caz este al lui Banfi, care a fost criminal de război și a cărui avere a fost confiscată prin decizia tribunalului militar. Și totuși, familiei sale s-au restituit proprietăți de păduri de zeci de mii de hectare. Unele sunt primite, altele în proces încă. Un caz clasic de restituire dubioasă este al familiei Urmanzi din Toplița. În 1944 e dat în urmărire ca criminal de război și moare în 1945. Dar azi vine fostul viceprimar al orașului, strânge documente și se dă nepotului Urmanzi. A primit în jur de 3.000 de hectare și câteva clădiri. Apoi sunt cazurile celebre cu Hrebenciuc și Paltin Sturza și retrocedarea 43.000 de hectare în județul Bacău. Sau deputatul Marco Otilo, care se ascunde și azi în Ungaria fiind urmărit pentru retrocedări abuzive. E de subliniat faptul că multe dintre aceste retrocedări au la bază un fals. E o nevoie urgentă de corelare a instituțiilor statului, cercetate arhivele, guvernul să stabilească ce să facă arhivele naționale, să se specializeze procurori pe această problemă, să fie specializate instanțe pe această problematică. Trebuie creată o nișă legislativă care să revizuiască toate restituirile. Dacă există voință, într-un an se poate reglementa situația în Transilvania. Dar timpul contează mai puțin. Orice nedreptate care poate să fie îndreptată nu contează în cât timp se îndreaptă, ne spune profesorul universitar Ioan Sabău Pop printr-un text preluat din bilunarul Certitudinea. Poate recupera România de la Ungaria pârghile de putere pierdute? România și Ungaria ar trebui să intre într-o epocă a pragmatismului, după cum sugerează recenta întâlnire a șefilor celor două diplomații. Semnarea unui protocol care enumeră probleme și soluții e un pas înainte după un deceniu în care Bucureștiul și Budapesta au lăsat să se adune multe enervări, frustrări, dezamăgiri, nemulțumiri. Ani de zile au fost trecute cu vederea excesele de generozitate ale Ungariei față de maghiarii din România, iar Budapesta a înțeles că are undă verde pentru extinderea influenței sale economice și ideologice în Transilvania. A fost o ignorare premeditată, fiindcă și România a urmat, chiar dacă mai puțin eficient, același model în Republica Moldova. Din 2011 încoace, de când Ungaria a adoptat strategia unității naționale cu scopul reunirii maghiarilor din bazinul Carpatic, România a asistat deci pasivă la punerea ei în aplicare. Chiar și acum, ceea ce pare să îl deranjeze cel mai mult pe ministru de externe este doar planul Koskaroi din 2016, prin care au fost trasate prioritățile dezvoltării economice a Transilvaniei, dar care la rândul lui este partea marii strategii. Șeful diplomației române, Bogdan Aurescu, a admis că a vorbit cu omologul său, Peter Ziarto, la întâlnirea de miercuri de la Castelul din Ghiula despre acest program destinat în special micilor întreprinzători maghiari din Ardeal.
Ministrul român a cerut în acest sens transparență, nediscriminare, aplicarea programului pe întregul teritoriu al României, adoptarea unor mecanisme de monitorizare și audit eficiente, în care evident să fie implicate și autoritățile române pentru a vedea dacă este respectat dreptul european în materie de competiție. Budapesta finanțează prin Fundația Pro-Economica comunitățile maghiare din Ardeal, iar Bucureștiul e nemulțumit că banii trimiși de guvernul ungar nu se împart și românilor, deci finanțările ar fi discriminatorii. Banii românești care ajung în Republica Moldova se împart însă la fel și nu ajung niciodată până la găgăuți sau la locuitorii Transnistrii. Ministrul Bogdan Aurescu încearcă acum să taie elanul Ungariei și să promită în schimb mai multe facilități și libertăți simbolice pentru maghiarii din România. Peter Ziarto are de asemenea o tactică bine pusă la punct și vrea să ajungă la un compromis favorabil maghiarilor ardeleni, mai ales că jumătate dintre ei au și cetățenie ungară, iar votul lor e important la alegerile din 2022, când Victor Orban speră să mai câștige un mandat de prim-ministru. În fond, încă din 2018, șeful guvernului ungar a spus destul de clar care e obiectivul său. Avem o ofertă pentru vecinii noștri în ideea să legăm între noi țările noastre cu autostrăzi, cu căi ferate, rețele energetice, să armonizăm dezvoltarea armatelor noastre și să dezvoltăm împreună economia și investițiile în bazinul Carpatic. Deci, avem o ofertă să construim împreună bazinul Carpatic pe baza respectului reciproc. Să privim Transilvania ca pe o resursă, i-a îndemnat premierul ungar pe oficialii români, să ne dorim un ținut secuestor mai puternic, o comunitate maghiară din ce în ce mai puternică, fiindcă acest lucru ar însemna un plus de forță și pentru România. Bucureștiul a răspuns aceste oferte prin lozinci naționaliste și clișee, dar Budapesta a mers mai departe, urmându-și strategia, investind în afacerile maghiarilor din Ardeal, construind grădinițe, școli, universități, finanțând chiar meditații la limba română pentru elevii din anii terminali care aveau nevoie de note bune la bacalaureat. Ungaria nu vrea să ia Transilvania, provincie pe care a administrat-o până în 1918, ci doar să o seducă, folosind instrumentele secolului 21. Practic, Budapesta a preluat din atribuțiile abandonate de statul român, ca și cum doar în acest fel ar mai fi putut fi salvată identitatea maghiarilor ardeleni. Budapesta a umplut golul lăsat de guvernul de la București după ce România a preferat să mențină subdezvoltarea economică din perioada comunistă în zonele locuite preponderent de maghiari. A refuzat să pună umărul la refacerea micilor palate ale bisericii catolice lăsate în paragină înainte de 1989. Nu a avut bani pentru grădinițe în limba maghiară, a finanțat la limita de jos publicațiile maghiare, nu a vrut să le ofere maghiarilor o universitate a lor, deși prima instituție de acest fel de pe teritoriul României a fost înființată acum 500 de ani la Cluj de principele Transilvaniei, Ștefan Batori. De fapt, a respins permanent așa numită autonomie culturală pe care UDMR o revendică de mai bine de 20 de ani. E vorba despre o autonomie totală în ceea ce privește școlile maghiare, mass media de limbă maghiară și administrarea patrimoniului. În proiectul depus la Parlament în 2005, banii pentru susținerea acestui tip de autonomie ar fi venit de la bugetul de stat și folosirea lor ar fi fost verificată de instituțiile statului român. Cum politicienii români au refuzat ideea, Budapesta a preluat inițiativa și a făcut tot ceea ce s-ar fi cuvenit să facă statul român. Nu doar pentru că maghiarii participă cu taxe la bugetul de stat al României, ci mai ales pentru că sunt cetățeni români. Și potrivit articolului 6 din Constituție, statul garantează minorităților dreptul la păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identităților etnice, culturale, lingvistice și religioase. Între timp, prin noile pârghii pe care și le-a creat, Budapesta poate face propagandă fără perdea în comunitatea maghiară, iar dezvoltarea culturală și chiar economică a zonelor locuite de maghiari se află într-o proporție importantă în mâinile guvernului ungar. E greu de crezut că recenta înțelegere între miniștrii de externe români și unguri poate să-i redea Bucureștiului puterea pierdută treptat din 2011 încoace, dar e un pas spre refacerea încrederii între România și Ungaria la 25 de ani de la semnarea tratatului de bază dintre cele două țări și o formulă de recalibrare a Bucureștiului față de Budapesta, ne spune Sabina Fati pentru Deutsche Welle. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, dorindu-vă toate cele bune, vă spun ca de obicei pe curând.